Cum să trăim? Cum, frate și soră? Cu cumpătare, dreptate și evlave. Și zic ca Domnul să ne ajute la aceasta. Amin. Haideți să ne ridicăm în picioare. Și înainte ca să ne ridicăm în slujba pe care ne stă în față, eu am chemat pe Domnul cu fratele Pavel Borș. Amin. În picioare vom asculta câteva versete din Psalmul 122. Împăratul David se bucura când slujitorii lui îl îndemna să vină la casa Domnului. Și ascultați ce frumos spune salmistul. Mă bucur când mi se zice, haidem la casa Domnului, picioarele mi se opresc în porțile tale, Ierusalime. Ierusalime, tu ești zidită, o cetate făcută dintr-o bucată. Acolo se suie semințiile, semințiile Domnului, după legea lui Israel, ca să laude numele Domnului. Amin. Haideți cum stăm așa în picioare să rostim rugăciunea Tatăl nostru cu toți împreună. Amin. Tatăl nostru, care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău. Vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Lumea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o astăzi și iartă nouă greșelile noastre, precum și noi și noi greșitilor noștri, și nu ne lăsa la ispită, ci izbăvește de cel rău, care este împărăția, puterea și slava în veci. Amin. David, cei ce iubesc mântuirea ta, zică fără încetare cum? Bă, dar nu aud, mă. Nu vreți pentru toți să fie slăvit Domnul seara aceasta? Slăvit să fie Domnul. Împăratul David era împăratul oameni buni. Era proroc, era cântăreț, era scriitor. Și când fernicii lui îl îndemna, ce spunea David? Mă bucur că mi se spune unde? Slăvit să fie Domnul. Și tot David în Psalmul 27, dacă nu mă așa, știi ce spune David? Un lucru cer de la Domnul. Și doresc ferbinte, aș vrea ca toată viața mea unde să fie? În casa Domnului. Dar de ce, David, vrei să fii în casa Domnului? Că aici e frumusețea
Domnului și să mă minunez în templul lui cel Sfânt și zic ca Domnul să ne ajute la aceasta. Amin. Amin. Îi mulțumim Domnului și de seara aceasta. Vă mulțumim și dumneavoastră că v-ați făcut timp să vinem la casa Domnului. Mulțumim frații de la Suceava și din Ucraina, pe fratele Ionit, fratele Vadim, Domnul să-i binecuvinteze, să-i vină de putere. Și l-avem și pe fratele pastor Ghiță Moș, Domnul să-l binecuvinteze împreună cu soția. Amin. Și să spunem și noi ca Samuel de altă dată, vorbește, Doamne, căruvitei, ce fac? Glorie Domnului! Numai să ne deschidem inima, dar și noi, frate și soră, trebuie să ne deschidem inima și cuvântul Domnului să aibă loc în ta noastră inimă. Amin! Amin. Haideți! Un grupaj de două cântări. Janina va lua pe Domnul cu o cântare. Amin! Lumii de nelegiuit
viață, nu-i nici bine, frumusețe nici o plină. Harul veșnic de la tine, pentru-și ce crede în tine. Dar ce ferice este pentru acel ce din credință intră bine, să bate costul sângelui de miel ce curge, Doamne, de la tine. Ce curge, Doamne, de la tine. Fără tine, fără tine, Doamne, nu-i lumină, nu-i nici viață, nu-i nici bine, frumusețe nici odihnă. Harul veșnic de la tine, pentru cel ce crede vine. Iisus intră Iisus intră în Ierihon și vameșul Zacheu a vrut să-l vadă pe slăbitul fiul de Dumnezeu. Era un om mic de statură, însă s-a suit într-un pom și pe acolo Domnul a venit. Zachee, dă-te îndată jos, așa-i vorbit Domnul Hristos. Eu vreau să intru în casa ta, să-ți dăruiesc mântuirea. Zacheie, dă-te îndată jos, așa-i vorbit Domnul Hristos. Nu vreau să intru în casa ta, să-ți dăruiesc mântuirea. Degrabă jos cu bucurie, el s-a coborât, un mare har în ziua aceea lui s-a făcut. În ziua aceea, înțeles și vameșul Zacheu, căci cea mai mare bogăție este Dumnezeu. Zacheu, dă-te îndată jos, așa-i vorbit Domnul Hristos. Eu vreau să intru în casa ta, să-ți dăruiesc mântuirea. Zacheie, dă-te îndată jos, așa-i vorbit Domnul Hristos. Eu vreau să intru în casa ta, să-ți dăruiesc mântuirea.
pocăință sfântă, Dumnezeu și lui așa, jumate din avirea sa a dat la cei săraci. Și ne rămase cineva care ne-a asuprit să dea cum scrie în cartea sfântă totul împătrit. Zacheie de fiind dată jos, așa-i vorbit Domnul Hristos. Nu vreau să intru în casa ta, să-ți stăruiesc mântuirea. Zacheie de fiind dată jos, așa-i vorbit Domnul. Ce plânge n-a spus că
căci eu sunt Tatăl milos și bun. Unde ești, Doamne, te caut mereu, unde-ți este locașul tău, unde ești, Doamne, să te întâlnesc. Spune-mi unde ești, să te găsesc. Sunt călătorul gelos de mine. Caut o casă să mă încălzesc și foamea să-mi o potolesc. Unde ești, Doamne, te caut. Slăvit să fie Domnul! Amin! Vreau să cânt o cântare când m-ai întâlnit și mi-amintesc când eu eram copil și încă nu-L cunoșteam pe Dumnezeu și cu atâta bucurie am primit această cântare și parcă aș vrea să o cânt până îl voi vedea pe Dumnezeu. Și mi-amintesc atunci când eram copil, îmi plăceau, totuși pentru că eram orfan, îmi plăceau întâmplările despre orfani. Și mi-am gândit că am citit într-o carte despre un copil, Jimmy, care era orfan și spune că totuși el duminica de la orfelinat vinea la casă de rugăciune și cu atâta bucurie el era acolo în casa de rugăciune și când se puneau creștinii să se roage, el spunea că nu știa să se roage, dar știa că Iisus este acolo și vrea să spună cuvintele Lui și tot timpul spunea Iisus, Jimmy este aici. Și el doar aceasta repeta tot timpul, Iisus, Jimmy este aici. Dar se spune în povestea aceasta că odată el s-a îmbolnăvit și atunci când era în spital și pentru că era orfan, nu era vizitat de nimeni, spune că a auzit o voce, Jimmy, Iisus este aici. Ne bucurăm că Domnul Iisus este aici și toată slava și gloria îi se cuvine Lui. Amin. Amin. Să-mi o iei și să-mi o iei.
atâtea să-mi dai. Când m-ai întâlnit, Domnul meu iubit, nu te cunoșteam, dar te presimțeam, căci iubirea mea tu vei rămânea. Și pentru vecii focul ei să fii. Nu te cunoșteam, dar te presimțeam, s-au bătut și după bătălia lor s-a făcut o ceartă și mai mare cu părinții și spune că părinții au zis, hai să mergem la primărie să rezolvăm problema. Și atunci când mergeau la primărie, spune că copilașii între ei vorbeau, după primărie ne jucăm mai departe. Dumnezeu să ne ajute să fim niște copilași. Vrem să cântăm cântarea care spune, copil eram cândva și în mine. Nimic n-avea,
aveam privirile senine. Nimic n-aveam atunci ascuns, nimic n-aveam atunci ascuns. Dădeam și pâinea de la gură, cu milă celor mai sărmani. Și mă rugam cu așa căldură pentru prieteni, pentru prieteni și dușmani. Dar mai târziu, când căi străine m-au înșelat și m-au atras, au ars tot ce-a fost bun în mine și nu mai plânsul, și nu mai plânsul mi-a rămas. Ce-a fost bun în mine și numai plânsul mi-a rămas, și numai plânsul mi-a rămas. Cu plânsul vin și eu la tine, căci numai pe acesta la mai dă-mi privirile senine, ca-n vremea când, ca-n vremea când copil era, ca-n vremea când copil era. Mai dă-mi sfântă părtășie, ca-n vremea anilor din tâi, și apoi Iisuse ție, copilul tău, copilul tău vreau să rămâi. Copilul tău vreau să rămân. Și apoi Iisuse ție, copilul tău vreau să rămân. Copilul tău vreau să rămân. Deschide-ți inima de piatră, tu om pribeagră tăcitor. Nu-l mai lăsa afar să bată, în poarta vieții încuiată, pe Domnul Sfânt, Mântuitor. Prea mult a stat respins de tine, în pragul ușii tale reci. De câte ori suspină în sine, tânjind să-i spui ceva de bine, când treci de el și în lume pleci.
În fiecare dimineață te așteaptă blând și iubitor să-ți dea cerească lui viață, să stai de vorbă față în față, să-ți fie scut și ajutor. De-a lungul zilei te așteaptă să-ți pună o vorbă, să-i vorbești, să-ți dea o inimă înțeleaptă, să alegi cărarea sa cea dreaptă și fericirea să o găsești. Seara de seară te privește și ar vrea să-i simți iubirea lui, ce mult și tare te iubește și în noapte nu te părăsește, ci stă veghind la căpătâi. Dar inima ți-e împetrită, nu-ți pasă, nici nu vrei să auzi. Dorești o viață împlinită, însă ți-e tot nefericită și neîmplinit mereu te scuzi. Să știi că în lume niciodată tu liniște n-ai să găsești, ci mai goană blestemată și o viață veșnic frământată, când nu mai știi nici cine ești. Ea nu-ți oferă niciun bine, ci mai rău și amăgiri, durere, ură și rușine, necazuri, lacrime, suspine, eșecuri și dezamăgiri. Iisus e singurul ce poate să-ți dea ce cauți și tânjești. Orice probleme, lupte, toate la El sunt gata rezolvate așa cum nici nu te gândești. Atâta binecuvântare, iubire, pace, bucurii, putere, sprijin și iertare și o viață în ceruri, în splendoare, Iisus îți poate dărui. Azi ușa inimii stă închisă. Iisus e tot acolo, bate. Așteaptă să o lași deschisă, să-ți dea viața cea promisă de bucurii nemăsurate. Întinde mâna ta acum și apucă greul ei zăvor. Să intre El pe totdeauna și în cerul sfânt să-ți dea cununa să fii al Său moștenitor. Amin. Dreptatea celor neîndreptăți.
mișcarea celor care cem și plâng și n-amare lacrimi chinul lor și-l frâng așteptându-ți și el îți dă.
tuturor din România, vă rugăm ferminte să trăiți voi în iubire și în pacea sfântă. Dacă-L vom sluji pe Domnul, noi toți prin credință, României Domnul Iisus da va biruință. Românie, Românie, fericire, pace, el-ți dă. Despre un creștin că odată când a venit îngerul să-l ia la cer, el a insistat foarte mult să-l ia cu o valiză. Și spune îngerul, n-a mai luat pe nimeni cu valiză, dar pentru că insiste așa de mult, l-a luat la cer și când a ajuns acolo, îngerul s-a gândit, oare ce a luat el de pe pământ? Și era foarte curios și spune, când a deschis valiza, a văzut bucăți de aur și atunci îngerul a zis, a, asfalt. Dumnezeu să ne ajute să ajungem acolo unde spune cuvântul lui Dumnezeu că străzile vor fi de aur. Amin. Vreau să cânt o cântare împreună cu voi și aș vrea să mă ajutați. Mă bucur mult cu așa cântăreți și doresc să cântăm, nu numai aici, dar și acolo sus să ajungem. Amin. Spunea tinerii din Freiburg, eu am zis că acolo sus vom cânta limba rusă. Și așa gândesc eu că ne vom înțelege. Că acum dacă vorbim în rusă, voi nu mă înțelegeți. Dar l-a pus pe un tânăr la îndemn și el e speriat pe toți. A zis că dacă nu vă pocăiți, în iad se va vorbi limba rusă. Dumnezeu să ne ajute, să ne pocăim, să nu ajungem acolo. Și vrem să cântăm cântarea cu suflet, mă grăbesc acasă să sosesc, dar nu la casa aceasta pământească. Acolo sus, Dumnezeu să ne ajute să cântăm și să ajungem. Amin. Хочу домой, чтоб жить всегда с тобой, Иерусалим. Забуду всю печаль, земли ничуть не жаль, уйду в святую даль, Иерусалим. Тебе спешу душой, хочу, хочу домой, чтоб жить всегда с тобой, Иерусалим. Забуду всю печаль, земли ничуть не жаль, уйду в святую даль, Иерусалим. Вот третий ани, нож трекаре, ей только дуна, калено, да сузен черу, не аштяпте, orașul sfânt, locaș Ierusalim. Cu suflet mă grăbesc, acolo să sosesc, să ajung acasă eu doresc. Necazul voi uita, spre cer voi zbura, pământule de tine voi uita. Cu suflet mă grăbesc, acolo să sosesc, să ajung acasă eu doresc. Necazul voi uita, spre ceruri voi zbura, pământule de tine voi uita. Iisuse împărat și preot, prin el lumină am primit. Acum sunt
frige, e robie, pășesc acum spre cer eu fericit. Cu suflet mă grăbesc, acolo să sosesc, să ajung acasă eu doresc. Necazul voi uita, spre cerul voi zbura, pământule de tine voi uita. Te vezi pe șudușoi, хочу домой, чтоб жить всегда с тобой, Иерусалим. Забуду всю печаль, земли ничуть не жаль, уйду в святую даль, Иерусалим. Вокруг его сады лелеют, поют там псалмы херувим. И все хрустальные аллеи в том городе святом Иерусалим. А Колосус его сплендуаре, я лимну реквинта херувим. Без Бразилии, че сунт де аур, но рашун сын, locaș Ierusalim. Cu suflet mă grăbesc, acolo să sosesc, să ajung acasă eu doresc. Necazul voi uita, spre cer voi zbura, pământule de tine voi uita. Cu suflet mă grăbesc, acolo să sosesc, să ajung acasă eu doresc. Necazul voi uita, spre cer voi zbura, pământule de tine voi uita. Și surori, dragi prieteni, în mod respectuos, vă invit să deschidem la pagina 77 și vom citi din cartea Exodul, capitolul 16, doar un verset. Și anume versetul 28. Așadar, ascultăm din cartea Exodul, capitolul 16, versetul 28. Atunci Domnul a zis lui Moise, până când aveți de gând să nu păziți poruncile și legile mele? Până aici cuvântul Domnului. Sfinte Tată, ziditorul cerului și al pământului, sunt bucuros să vă salut, sunt împreună cu soția, doresc ca Domnul să vă binecuvânteze. S-a cântat despre cer foarte frumos, când se vorbește și se cântă despre cer, inimile se deschid. Eu aș vrea să vorbesc despre păcat în seara asta. Și mă aștept să ne ofilim un pic, dar zice că prin întristarea feței, inima se face mai bună. Ne ofilim un pic pe exterior și ne înviorăm pe interior. Doamne ajută de la asta. Am ascultat mărturia unui tânăr de lângă Baia Mare. Era în biserică activ, mergea de fiecare dată și joia și dimineața, duminică seara. Era implicat în biserică, s-a mutat în oraș, și-a găsit un loc de muncă în oraș. A ajuns la un club, s-a angajat de DJ sau cum se numește la care pune muzică. Și întotdeauna oamenii de genul acesta și cei care își găsesc refugiu în alcool, deci cei care trăiesc în păcate, se uită de sus la ceilalți. Îi consideră mai naiv, mai rămași în urmă. Și asta a întâmplat și cu el. Și ziceam, început să mă duc mai rar acasă. Și când ajungeam acasă, nu mergeam la ambele programe duminică. Mergeam doar dimineața și seara nu mai mergeam. La un moment dat, când timpul, nu mai mers deloc la biserică. Oamenii și-au dat seama, cei din biserică și-au dat seama de situația mea, au început să se roage pentru mine. Zice, și asta vreau să subliniez, ce la un moment dat nu s-a mai rugat nimeni pentru mine. Singura ființă de pe pământ care a continuat să se roage pentru mine, să pledeze la Tatăl pentru mine, a fost mama mea. Inima mamei este extrem de importantă. Indiferent ce se întâmplă cu pruncul ei, ea rămâne mamă până la moarte. Aș vrea să vă spun că în această seară,
inima lui Hristos Domnul este de partea noastră. Amin. Și El vrea să ne binecuvânteze. El ține cu adevărat la fiecare dintre noi. Nu știu problemele cu care te confrunți, necazurile pe care le traversezi, dar vreau să te asigur că în mijlocul nostru este Iisus Hristos Domnul. Amin. El poate și vrea să ne ajute pe fiecare dintre noi. Și El poate să ne dea biruința în viață. Vorba lui Steinhardt, că biruința este obligatorie. Lupta este obligatorie. S-ar putea să ne ajungi la biruință. Dar dacă suntem împreună cu Domnul, dacă suntem lucrători împreună cu El, vom fi biruitori în numele Domnului. Amin. Pentru că Dumnezeu este de partea noastră. Sunt multe necazuri în lume. Treci prin suferință, prin boli. Cunoscut un medic din București, la un moment dat și-a numărat bolile pe care le-a avut și a ajuns la concluzia că are în trupul lui, zicea el, 42 de boli. Probabil că o știu să le numere mai bine. Dar vreau să vă spun ceva, sunt multe necazuri prin care omul poate să treacă în lumea aceasta. Poți să ajungi orfan, zicea fratele, poți să-ți pierzi soțul, poți să treci prin dureri, să traversezi necazuri și suferințe. Am auzit o vorbă, un popor care spunea că să nu-ți dea Dumnezeu cât poți duce. Și știți că e foarte adevărat. Sunt multe lucruri care se pot întâmpla, dar ascultați-vă, vreau să mă ascultați. Cel mai grav, cel mai teribil lucru care ți se poate întâmpla în lumea aceasta și care apasă și care distruge oameni buni, este păcatul. Aș vrea această după masă și am un mesaj pe care vreau să îl numesc drama umanității, păcatul. Și vreau să spuneți patru lucruri. Mai întâi, ce este păcatul? Dacă ne uităm la Sfânta Scriptură, sunt câteva subiecte pentru care găsim definiție în Biblie. Deci găsim o definiție în Biblie. Printre acestea, de exemplu, credința. Ce spune la Evrei 11:1? Și credința este o încredere neclintită în lucrurile nădăjduite. O puternică încredințare despre lucrurile care nu se văd. Aceasta este definiția credinței. O găsim în Scriptură și este foarte adevărat. Am citit o definiție de Watchman Nee, un teolog chinez, și el spunea, credința este substanțierea lucrurilor nevăzute. Așa cum prin intermediul ochilor încercăm și vedem ce se întâmplă în jurul nostru, apreciem dimensiunile acestei sări, putem și suntem în stare să distingem culorile, nu-i așa? Ei, așa cum datorită ochilor noștri vedem ce se întâmplă în jurul nostru, așa, cam așa ceva se întâmplă și cu credința. Prin credință vedem în lumea lui Dumnezeu. Credința vede dincolo de orizontul pe care îl văd ochii aceștia. Așadar, credința este substanțierea lucrurilor nevăzute. Bun, oară găsim o definiție pentru mântuire. Mereu se vorbește despre mântuire. De exemplu, spune la Luca 1:77 și să dai poporului cunoștința mântuirii care constă, care rezidă în iertarea păcatelor. Asta este definiția mântuirii. Știu că mântuirea are câteva lucruri foarte importante. Are un început, un debut. Domnul se deschide pentru Dumnezeu. Dumnezeu aduce mântuirea în viața noastră. Dumnezeu este capabil să mântuiască pe orice om din lumea asta. Îmi spune la Luca 3:6 și orice om va vedea mântuirea lui Dumnezeu. Oricât ar fi de păcătos un om, Dumnezeu poate să-l mântuiască. Dumnezeu nu are nevoie de ani de zile ca să ne salveze. De seara asta, aici și acum, Dumnezeu ne poate salva. Amin. Pentru că avem un Dumnezeu mare și binecuvântat, slăvit să fie numele Lui. Amin. Deci, iată, credința are un moment de început în viața noastră când omul se deschide pentru Dumnezeu. Pentru că mântuirea înseamnă cooperare cu Dumnezeu. Mântuitorul spune la Ioan 5:40 și nu vreți să veniți la mine ca să aveți viață. Așadar, oameni buni, Dumnezeu nu ne mântuiește cu forța. Noi trebuie să venim la El. Și când venim la El într-un mod sincer și ne gonim inima și ne mărturisim în Dumnezeu, ne deschidem înaintea Dumnezeu, Dumnezeu ne mântuiește. Are deci mântuirea un debut, apoi trebuie să accesăm calea mântuirii. Trebuie să mergem în fiecare zi pe această cale. Chiar dacă pașii noștri sunt mărunți, important este să mergem înainte.
Pentru că cel care de partea noastră este Dumnezeu. Și evident, credința are o finalitate. Și vom fi cu Domnul pentru totdeauna. Slăvit să fie Domnul. Dacă găsim, deci, în Biblie definiție pentru credință, găsim definiția pentru mântuire, în Scriptură găsim definiția și pentru păcat. Aș vrea să deschidem la 1 Ioan, capitolul 3 și versetul 4. 1 Ioan, capitolul 3 și versetul 4. Și aici găsim definiția credinței. Și spune, oricine face păcat, face și fără de lege. Și păcatul ce este, oameni buni? Păcatul este fără de lege. Adică păcatul înseamnă să fii fără legea lui Dumnezeu. Să trăiești fără legea lui Dumnezeu. Aceasta este definiția păcatului. Cum spune la 1 Ioan, capitolul 5, versetul 17, oricine face nelegiuire, face un păcat. Așadar, aceasta este definiția păcatului, să trăiești fără legea lui Dumnezeu. Știți că Dumnezeu și-a arătat slava într-un mod extraordinar pentru poporul Israel, așa? Prin intermediul sângelui lui Miel, care trebuia aplicat pe ușurușii și pe partea superioară a paragului, avea loc o trecere a mâniei lui Dumnezeu. Pesach este în ebraică, deci în românește Paște. Avea loc o deturnare a mâniei lui Dumnezeu, o trecere mai departe a mâniei lui Dumnezeu. Este pentru prima dată când un popor de sclav din istorie a fost emancipat, a fost eliberat. Adică, prin Dumnezeu, poporul Israel a fost ridicat de la condiția de rob, de la condiția de sclavie, la condiția de om. Și a venit cineva în istorie care a făcut un alt salt, saltul final, și ne-a ridicat din condiția de om în calitatea de fii și fiice ale Dumnezeului celui viu. Și acesta este Hristos Domnul. Binecuvântat să fie numele Lui. Foarte interesant, dacă ne uităm în Biblie, datorită mielului, ei au fost izbăviți din robia fizică a Egiptului, a păcatului. Dar dacă ne uităm și mergem mai departe Scriptură, vom vedea că drumul lor, inevitabil, drumul spre Canaan, a trecut pe la muntele Sinai. Și acolo a avut loc eliberarea Spiritului prin intermediul cuvântului care l-a rostit Dumnezeu. Cineva sublinia că legea n-a fost dată nici în Egipt, legea n-a fost dată nici în Canaan, ci legea a fost dată în pustie. De ce? Pentru că legea, cuvântul lui Dumnezeu, voia lui Dumnezeu, tot ce găsim aici în Cartea Sacră, nu este nici pentru neamuri doar și nu este nici numai pentru evrei. Cuvântul lui Dumnezeu este pentru lumea întreagă. Și ne bucurăm că acest cuvânt este pentru fiecare dintre noi. Aș vrea să rețineți că acolo, pe Sinai, Dumnezeu a dat cele 10 porunci. El n-a dat 10 sugestii. Dacă vrei, le aplici. Dacă nu vrei, nu le aplici. Este porunca Dumnezeului celui viu. Această poruncă, acest cuvânt care face din noi oameni noi pentru lume nouă. Domnul să fie binecuvântat. Așadar, frați și surori, ce vreau să vă spun în continuare este că legea lui Dumnezeu ne vorbește și ne arată despre caracterul lui Dumnezeu. Vedem foarte clar caracterul Dumnezeului nostru. Așadar, stimații mei ascultători, sunt trei cuvinte pe care vreau să le amintesc. Mi-amintesc ideile aparținului John Phillips. Și trei cuvinte care pur și simplu, în trei cuvinte, poți să aduci și să vorbești despre planul de mântuire al lui Dumnezeu. Plan de mântuire care este vast. Oamenii au scris o grămadă de cărți. Oameni dintre cei mai inteligenți care au fost în istorie, au vorbit și au compus așa de multe lucruri. Cântece, poezii, tomuri întregi, așa mai departe. Dar toate acestea se pot reduce la trei cuvinte. Cuvântul generare. Deci Dumnezeu este Cel care a generat lumea aceasta. Dumnezeu este Cel care a produs lumea aceasta. Lumea, universul care ne conjoară, este opera cuvântului lui Dumnezeu. În Psalmul 33, la versetul 9, spune Biblia, Domnul poruncește. Și ce poruncește? La ființă. Între cuvântul lui Dumnezeu și faptă nu era nicio distanță. În clipa asta poruncea Dumnezeu. Și în clipa următoare, lua ființă ceea ce poruncea Dumnezeu. Câtă diferență este între Dumnezeu și om? Un faraon bunor poruncea să se edifice o piramidă. Și treceau multă vreme, poate nici nu mai rămânea tiranul în viață, până când oamenii reușeau să clădească o piramidă. Cuvântul lui Dumnezeu are putere și astăzi. Cuvântul lui Dumnezeu poate să edifice ființa noastră pe dinăuntru. Cuvântul lui Dumnezeu are putere să ne lumineze și să ne facă să înțelegem
ce vrea Dumnezeu de la noi. Așadar, cuvântul general, Dumnezeu a creat lumea și implicit Dumnezeu ne-a creat pe fiecare dintre noi. Noi nu suntem rodul evoluției oarbe. Noi n-am apărut într-un mod arbitrar în lumea aceasta, suntem creația Dumnezeului cel viu. Vorba lui Luther, ori de câte ori se naște un copilaș, îl vedem pe Dumnezeu într-o operă proaspătă de creație. Fiecare dintre noi, absolut fiecare dintre noi, este creația mâinilor și este creația Dumnezeului celui preanalt. Dumnezeu să fie binecuvântat. Un alt cuvânt este cuvântul degenerare. Adică după ce Dumnezeu a generat lumea aceasta, iată că primii oameni n-au rămas în ascultare. Nu insist pe istoria aceasta pe care o știm foarte bine, acest raport biblic din Geneza capitolul 3. Cert este faptul că omul prin ascultare s-a pus la dispoziția vrășmașului. Și punându-se la dispoziția vrășmașului, lumea aceasta a fost degenerată. Lumea aceasta s-a îndepărtat de Dumnezeu. A apărut păcatul în ființa umană, a apărut păcatul și degenerarea în univers. Și vedem cu ochii noștri cum lumea se îndepărtează tot mai mult de Dumnezeu. Cuvântul generare, cuvântul degenerare și un al treilea cuvânt, care ne vorbește foarte bine și trebuie să înțelegem că asta dorește Dumnezeu și anume regenerare. Adică scopul lui Dumnezeu pentru noi este să refacă ființa noastră. Dumnezeu vrea ca fiecare dintre noi să fim cuplați la rețeaua lui Dumnezeu. Fiecare dintre noi să fim regenerați prin Duhul lui Dumnezeu. Dacă este cineva în Hristos, e o creație nouă, o ființă nouă. Ce repet? S-au dus. Iată că toate lucrurile s-au făcut noi. Hristos nu este un dătător de legi și de decrete. Hristos este un dătător de viață. Eu am venit ca oile mele să aibă viață și să o aibă cum? Din belșug, slăvit să fie Dumnezeu. Așadar, frați și surori, revenind la ce este păcatul, aș vrea să vă spun că cineva avea o casă frumoasă și avea un spațiu foarte mare, un pământ foarte mare cu pomi. Și dacă cineva ajungea în locul respectiv, la fiecare pom era o săgeată înfiptă exact în mijlocul țintei. Și ideea asta a ajuns la alții și a venit un ziarist și a încercat să ia un interviu, să scrie un articol cum de omul ăsta are o așa dexteritate că fiecare săgeată pe care o aruncă nimerește exact în mijlocul țintei. Doamne, nu se poate așa ceva. Și l-a rugat frumos să-l explice. Omul mai întâi a ezitat și apoi zâmbind i-a spus, dacă mă ascultați puțin, vă spun despre ce este vorba. Eu mai întâi iau săgeata și o aruncă în copac. Și după ce am împluntat un copac, fac cercul în jurul săgeții. Ia întotdeauna săgeata mea este la mijloc. Dragii mei, sunt foarte mulți oameni care au o formă de evlavie. Foarte mulți oameni care au o credință artificială. Foarte mulți oameni care încearcă prin eforturi proprii să se ridice la standardele lui Dumnezeu și este fals. Noi avem nevoie de cuvântul lui Dumnezeu. Este singurul care ne transformă. Este foarte important înainte de Dumnezeu să ne recunoaștem falimentul nostru, înfrângerea noastră, căderea și decăderea noastră. Să recunoaștem că singurul care ne dă biruința este Dumnezeu prin Iisus Hristos. Cuvântul păcat vine din grecescul hamartia, care înseamnă ratarea țintei. Dacă v-aș pune întrebare de aici din față și până în spate, nu e așa că fiecare dintre noi am păcătuit într-un fel sau altul? Este cineva perfect? Vă rog frumos să ridicați mâna. Nu vă faceți probleme că nici eu nu ridic. Parcă e plumbă. Fiecare dintre noi ne-am ratat ținta. De fapt, asta înseamnă păcatul, ratarea țintei. Însă ne bucurăm că Dumnezeu se îndură de noi. Amin. Nu uitați, avem nevoie de Dumnezeu. Trăim într-o lume în care există un alt soi de politică. Un trecut prin comunism, altul trecut prin alte forme, prin fascism, prin alte forme, prin alte feluri de învățături diabolice. Aș vrea să vă spun că trăim într-o perioadă extrem de complicată, când o mână de oameni au adus o învățătură și încearcă să o impună mulțimi întregi, și anume se numește corectitudinea politică. În lumea aceasta în care Dumnezeu este evacuat din istorie. În lumea aceasta în care nu mai există adevăr absolut. Fiecare are adevărul. În lumea asta când adevărul a fost detronat de la condiția de persoană. Pentru că singurul în istorie care a spus, eu sunt calea, adevărul și viața.
singurul este Iisus Hristos Dumnezeu. Astăzi adevărul este detronat de la condiția de persoană, la un concept, la o filozofie, la o chestiune ce ține de minte, de înțelepciune. Iubiții mei ascultători, în lumea aceasta, noi nu trebuie să fim niște termometre care să înregistreze temperatura mediului în care ne aflăm. Noi trebuie să fim un termostat, să influențăm mediul, să trăim în lumea aceasta pentru gloria și slavă lui Dumnezeu. Dumnezeu ne cere să trăim în sfințenie lumea asta. Dacă în Vechiul Testament Dumnezeu sfințea lucrurile, în Noul Testament Dumnezeu prin sângele lui Hristos, prin Duhul Sfânt, sfințește ființele oamenilor. Și oricât e păcătos cineva, Dumnezeu se îndură de el. Dumnezeu are înțelegere pentru fiecare dintre noi. Nu uita, omule bun, în seara asta, oricât ai fi de jos, mai jos în mâinile Domnului, care vrea și poate să te ridice. De aceea aș vrea ca Dumnezeu să se atingă de noi. Amin. Suntem chemați să înțelegem că avem nevoie de un altfel de model în lumea aceasta. Avem nevoie de o altă paradigmă. Ca să nu înțelegeți ce înseamnă paradigmă, vă spun un exemplu. Într-o zi cineva mergea cu tramvaiul și sunt locuri în care două scaune, două persoane, unul în fața celuilalt. Omul s-a așezat în tramvai și în fața lui era un bărbat cu un băiețan. Băiețanul era tare neastâmpărat. Îl întreba pe tata, se foia, îl călca pe picioare. Îl deranja și pe pasagerul de care vă spunea. Și se gândea el, Doamne, ce copil needucat, dacă ar fi ăsta la mine, numai puțin l-aș pune la punct. Dar ascultând discuția între ei și-a dat seama că acel bărbat vine de la cimitir și-a îngropat soția. I-a rămas soția în cimitir și-a venit cu copilul acasă. Când și-a dat seama de lucrul ăsta, nu l-a mai deranjat că calcă pe pantof. Nu l-a mai deranjat că vorbește pe gălăgios. Automat s-a uitat la el cu alt ochi, cu înțelegere. S-a uitat la el cu bunăvoință. Deci asta înseamnă o schimbare de paradigmă. Oameni buni, aș vrea să vă spun că în această viață noi trebuie să ne schimbăm modelul. Noi trebuie în această viață să înțelegem că n-am fost creați ca să păcătuim, să bem, să ne lăudăm cu păcatele noastre. Să ne credem buricul pământului, că dacă te crezi buricul pământului, Domnul pregătește o moșă și-l tare. Dumnezeu vrea ca noi să ne schimbăm modelul. Dumnezeu vrea să ne facă să înțelegem că păcatul este un dezastru pentru noi. Că pentru păcat nu există nicio soluție. Chiar dacă te-ai spălat cu sodă, chiar dacă te-ai spălat cu multă silitră, totuși religiunile tale, spune profetul, a rămâne înaintea mea. Nu există niciun detergent pentru păcatul omului. Decât o singură soluție. Dacă umblăm în lumină, după cum el însuși este în lumină, sângele lui ne curăță și de câte păcate? De orice păcat. Doamne ajută-ne la aceasta. Așadar, am văzut ce este păcat. Până al doilea rând, aș vrea să subliniez că păcatul nerezolvat este păstrat. Păcatul nerezolvat este păstrat. Dragii mei, aș vrea să vă spun că păcatul nu poți să-l expediezi în subconștient. Se numește refulare. Nu poți să-l refulezi în subconștientul tău. Să te faci plouă. Și pe cineva din Biblie care s-a făcut plouă după ce a păcătuit? Un bărbat celebru. Cel mai pomenit nume este numele lui David. După Hristos, cel mai pomenit nume în Biblie, este numele lui David. Sunt foarte mulți oameni care atunci când cad, apelează la David și spune și David a păcătuit. Vreau să vă spun ceva în seara asta. Este una căderea în Vechiul Testament și alta căderea în Noul Testament. În Noul Testament avem altfel de resurse. În Noul Testament Dumnezeu a penetrat în adâncul ființei noastre. La evrei, activitatea religioasă era generată de psihicul uman. În creștinism, Dumnezeu pătrunde în viața noastră. Deci Sfântul Pavel, Hristos, în voi nădejdea slavă. Așadar, niciodată să nu mai comparați căderea din Vechiul Testament cu căderea din Noul Testament. Și după ce David a făcut aceste fapte abominabile, noi cunoașteți foarte bine istoria, pe lângă asta mai a făcut și alta, poate și mai dură și extrem de gravă, și anume, a trimis intenționat pe Urie Hetitul la moarte. Și un an de zile, David s-a făcut o ploră. Și într-o zi, Dumnezeu l-a lăsat. Aș vrea să spun că Dumnezeu nu-și pune mintea cu noi.
Niciodată dacă tu păcătuiești și încerci să te ascundă Dumnezeu, Dumnezeu nu fuge după tine, Dumnezeu te așteaptă. Vine vremea, eu țin minte când eram copil, eram așa mai bicisnic. Păi ea care sunt bicisnic când sunt mici, când sunt mari, să fac oameni de treabă, nu? Zicea tata, bă, fii atent să se încarcă car. Mă și să-mi bea, că spunea și nu prea că eram. Dar când încercam să fug din nuiala lui, mă ajungea vârful. Știți că vârful nuielei dore mai tare decât atunci când s-o vede din plin? Nici Dumnezeu nu fuge după tine. Oricine ai fi, Dumnezeu te așteaptă. Dumnezeu te așteaptă. Și zice cuvântul Domnului că într-o zi profetul Matan îl cheamă pe David. Și spune, David, hai să spun ceva. Și se duce David. Zice, bă, fii atent, tu știi omul ăla sărat din cetate. Are o casă de prunci. Și de undeva a primit-o în Mielușa. Și stătea cu copiii, mânca împreună cu ei. Când ai un asemenea blândeț, nu? Acum vine sărbătoarele de Crăciun. Sunt foarte mulți care au curajul și taie porcul, dar când e vorba la Paște să jungi mielul, foarte puțin găsești. Când îl vezi că se uită la tine atât de blajit, sunt milă sau tare. Și obișnuit cu pruncii lui, parcă făcea parte din familie, membru din familie. Ce David, fii atent, la omul ăla bogat, care are turme și cireți, la omul ăla a venit un musafir. David, știi ce inima are bogatul ăla? În loc să se ducă în turmă la el, să ia un miel, sau să se ducă să ia un iet sau ceva, să ia un animal, să-l sacrifice, să pregătească mâncarea. Davide, știi ce-o făcut ăsta? S-o dus la săracul ăla, i-o luat mielușarea și-o sacrificat-o. Și-o pregătit de masă pentru musafirului. Când două zi, Davide, o sărit țamă, dragi, a spus, 4.000 să dea de unul. Așa era scris în lege. Că dacă cineva lua un miel, trebuia să dea înapoi? 4. Și zice, dar tu ești ăla. Imediat s-o lua vorul de pe față lui, și-o dați seama. Pentru că cuvântul lui Dumnezeu e și o oglindă. Cuvântul lui Dumnezeu e și o oglindă, imediat și-o dat seama și-o văzut hidoșenia lui. Și-o văzut păcatul lui. Și vă rog frumos să vă uitați în psalmii în care el plânge. Citiți psalmul 51, citiți psalmul 38, vreo 7 psalmi s-au găsit. Mi-aduc aminte, la un moment dat, spunem psalmul 38:4. Deci, fără de legile mele, se ridică iasupra capului meu ca o povară grea. Sunt prea grele pentru mine. Deci, la vestul următor, deci, rănile mele miroasă a coptură. Și ce spun specialiștii? Că simțul care îți aduce cel mai mult aminte de lucrurile din tinerețe, din trecut, este simțul mirosului. Treci prin Moisei sau poate prin Baia Mare sau prin Suceava sau undeva pe lângă plăcintă, ieși și simt miros de plăcintă. Ți-aduce aminte de când mergeai în vacanță la bunici, când te aștepta cu plăcintă, mărar și cu brânză, nu? Ei, când a simțit David mirosul de coptură din rănile lui și a adus aminte de păcatele lui, a încercat să, și fără să vrea, că și Duhul Sfânt lucrează în acele momente, l-a făcut să înțeleagă gravitatea faptei lui. Și a început să plângă. Nu și-a iertat niciodată fapta lui. Pentru că Dumnezeu s-a atins de el. Mare lucru în viața asta, să-ți recunoști păcatul. Uitați-vă în pilda fiului risipitor. Ăsta a pierdut mult, o treime după obiceiurile atunci, o treime în averea tatălui. Și-a pierdut cinstea, și-a pierdut demnitatea, a pierdut atât de mult. A s-o gândit să se întoarcă acasă. Singurul lucru bun care s-a întâmplat, oameni buni. Singurul lucru bun care nu-l putea să îl aibă acasă, vezi pe fratele lui cel mai mare, și anume, el a reușit să-și vadă căderea și nevecierea. Nu poți să-ți vezi măreția dacă nu-ți vezi păcatul. Nu poți să atingi măreția dacă nu îți vezi păcatul și fără de lege. Dacă nu simți, dacă nu te doare pentru păcatul tău, dacă nu realizezi că păcatul este un dezastru pentru tine. Și putem și pentru mine și pentru noi toți. Dragii mei ascultători, și bine că fiul o s-a întors acasă. Și știi lucrul extraordinar? Că nu l-a așteptat fiul, frate-sul la mare. E dacă l-a așteptat la mare, nu l-a așteptat cu vita îngrășată, l-a așteptat cu bota îngrășată. Și bine în seara asta că ne așteaptă tata. Glorie.
Nu te așteaptă vecinul, nu te așteaptă altul. Te așteaptă Dumnezeu, te așteaptă Tata. Trăim într-o vreme când omul, astăzi, dacă vrei să te întorci, astăzi nu e în stare să jertfească vițelul pentru tine, păstrează vițelul pentru el și te sacrifică pe tine. Singurul care ține cu adevărat la noi este Dumnezeu cel viu. Haleluia! Eu simt în seara asta că e în mijlocul nostru. Și El te așteaptă. Frate, soră, păcatul e păstrat. Uitați-vă, nu-ți poveștile mele din Biblie, uitați-vă, vă rog frumos, la Osia, capitolul 13 și versetul 12. Osia, capitolul 13 și versetul 12. Uitați ce spune aici cuvântul lui Dumnezeu. Zice, nelegiuirea lui Efraim este? Cum spune acolo? Și ce zice mai departe? Oameni buni, nu uitați, nu poți să scapi de păcat expedindu-l, refulându-l în subconștient. Nu poți să-l dai la preot, nu poți să-l dai la pastor. Nu există decât o singură soluție pentru păcat, și anume sângele lui Iisus Hristos, Domnul. Binecuvântat să fie numele Lui. De aceea aș dori în această dupămasă să înțelegem că păcatul nerezolvat e păstrat. Și m-a spus cel bine, Domnule, am înțeles. Dar cum să-ți rezolvi păcat? Păi dacă nu poți să-l dai la preot, nu poți să-l dai la pastor, cum să-l rezolvi păcat? Și zice Biblia, la 1 Timotei, capitolul 5, versetul 24. Ce unii își trimit păcatele înainte la judecată. Iar ale altora vin pe urmă. Oameni buni, știți ce trebuie să facem? Să ne trimitem păcatele înainte. Cum adică să ne osândim? Să ne recunoaștem în fața lui Dumnezeu, să spunem, Doamne, am păcătuit împotriva cerului și împotriva Ta. Aș vrea să remarcați pe tânărul acesta, atât de mult l-a durut păcatul lui pe fiul risipitor, când a ajuns acasă, nici măcar n-a cutezat să pomenească numele lui Dumnezeu. Și l-a spus, am păcătuit împotriva cerului. Și împotriva, nu sunt vrednic. Iubiții mei ascultători, haideți în această seară să ne trimitem păcatele înainte la judecată. Să le osândim noi. Să cerem noi ca Domnul să ne binecuvânteze. Și Dumnezeu să-și revese îndurarea peste noi. Slăvit să fie Domnul. Am văzut definiția păcatului. Am văzut în al doilea rând că păcatul nerezolvat este păstrat. Aș vrea să subliniez în al treilea rând că păcatul va fi judecat. Păcatul va fi judecat. Mulți oameni spun, Dumnezeu, cum Dumnezeu poate să țină minte păcatele celor aproximativ 80 de miliarde, 70-80 de miliarde de oameni care au tranzitat planeta noastră, Dumnezeu poate să le țină minte? Păi oameni buni, noi avem de-a face cu Dumnezeu, care știe totul, care poate totul. Am auzit că genul care spune, Dom'le, dacă îi va învia Dumnezeu, unde îi va ține Dumnezeu? Unde îi va pune? Așa mulți oameni care au fost în lumea noastră. Păi oameni buni noastre, știți că la un moment dat era câte un om, am putea spune, pentru o emisferă. Cain și Abel. Și nu s-au înțeles. Păi Dumnezeu nu te pune pe o emisferă. Dumnezeu e capabil să ne pună câte unul pe o planetă. Atâta e mare lumea asta care Dumnezeu a creat-o. Acest univers imens, nemărginit, mintea noastră este prea mică ca să înțelegem. Problema nu e că Dumnezeu nu poate să adune păcatele noastre. Problema e ca noi să înțelegem că păcatul nostru va fi judecat. Domnul să ne facă să înțelegem aceasta. Dacă vă uitați în cuvântul Domnului, în Evanghelia de pe Ioan, capitolul 5, versetul 22, spune că Tatăl a dat toată judecata cui? Fiului. Și dacă ne uităm la 1 Corinteni, capitolul 11, versetul 31, spune, dacă nu vă judecați voi singuri, veți fi judecați odată cu lumea. Deci Tatăl a dat judecata Fiului și Fiul ne-o dă nouă. Adică fiecare dintre noi putem să osândim păcatul în viața noastră. Pentru că și la prima venire a Domnului și când va veni a doua oară, faptul că El vine doar, venirea Lui în sine aduce judecata asupra păcatului. Și oamenii vor fi judecați pentru că nu L-au primit pe Domnul Hristos. Pentru că n-au crezut. Oamenii vor ajunge în iad, nu pentru că au păcătuit,
Nu o să știți că Dumnezeu nu a făcut iadul pentru om, ci pentru diavolul și îngerii lui. Oamenii vor ajunge în iad nu pentru că au păcătuit, ci pentru că n-au vrut să se pocăiască. Și vreau să vă spun, Biblia nu glumește. Sunt foarte mulți oameni care spun, domnule, cum, va fi un foc literar și oamenii vor arde. Nu știu. Dostoevski avea o vorbă și spunea că Dumnezeu are un singur foc care penetrează Universul și care este iubirea Lui. Și tot el spunea că iadul înseamnă incapacitatea de a răspunde iubirii Lui Dumnezeu. Că și după ce pleci din lumea asta, există în om și rămâne în om pentru totdeauna dorința de a răspunde iubirii Lui Dumnezeu. Noi am fost creați să depindem de Dumnezeu. Noi am fost creați să fim împliniți doar prin Dumnezeu. Pentru că în om, vorba lui Augustin, există ceva mai adânc decât noi înșine. În fiecare dintre noi există ceva mai adânc decât noi înșine. Adică Dumnezeu a pus ceva din El în noi. Dumnezeu a pus în om chiar și gândul veșniciei. O altă traducere spune ritmul veșniciei. Măcar că omul nu poate să cuprindă de la început și până la sfârșit lucrarea lui Dumnezeu. Așadar, dragii mei ascultători, este foarte important în această seară să înțelegem că ceea ce vrea Dumnezeu de la noi este să osândim păcatul în viața noastră și este să înțelegem că păcatele noastre vor fi judecate. Deci Biblia, la 1 Corinteni, capitolul 4, versetul 5, nu judecați nimic înainte de vreme, până va veni Domnul care va scoate la lumină lucrurile ascunse în întuneric. Și în final ce spune? Și atunci fiecare își va căpăta lauda de la Dumnezeu. Dacă cineva își bate joc de tine, dacă cineva te privește de sus, dacă cineva într-un fel sau altul încearcă să te păcălească, stai liniștit. Încrede-te în Dumnezeu, că Dumnezeu nu rămâne dator la nimeni. Încă nu s-a găsit un șmecher în lumea asta să-L păcălească pe Dumnezeu. Cine crede că îl păcălește pe Dumnezeu, e o naivitate. Cine încearcă să-L păcălească pe semenul său, este un păcat. Dar cine se păcălește pe sine însuși, este o crimă, este o sinucidere. Aș vrea să vă spun că capacitatea omului de a se înșela pe sine însuși este mult mai mare decât capacitatea lui de a înșela pe alții. De aceea, dragii mei, cuvântul lui Dumnezeu le spune foarte clar că toți oamenii, deci la 2 Corinteni 5 cu 10, că toți ne vom înfățișa înaintea scaunului de judecată a lui Hristos, pentru ca fiecare să-și primească răsplata după binele sau răul pe care l-a fi făcut când trăia în trup. Nimeni nu e obligat să pocăiască, dar toți suntem obligați să mergem în judecată. Vă spun și domnul, asta e imposibil. Iorga avea o vorbă și spune, poți să închizi ochii să nu vezi soarele pe cer. Poți să închizi ochii să nu vezi soarele pe cer, dar nu poți dărâma. Se zice când a fost Revoluția franceză, cineva s-a urcat pe Notre-Dame și încerca să disloce crucea și o lungă jos și cineva de pe candarăm îi spune, omule, ce faci? Păi ce vreau să dau jos în semnul ăsta al creștinismului, că nu există Dumnezeu. Și bă, foarte bine, dă-l jos. Și când termin, urcă-te mai sus și trântește stelele de pe cer și atunci te voi crede. Dragii mei, aș vrea să vă spun că noi nu putem să anulăm lucrarea lui Dumnezeu. Nimeni nu este obligat să pocăiască, dar toți suntem obligați să mergem la judecată. De aceea aș vrea să o luăm în serios. Dumnezeu spune așa, să ascultăm, dar încheierea tuturor lucrurilor, Eclesiastul 12, versetele 13 și 14. Teme-te de Dumnezeu și păzește poruncele Lui. Că aceasta este datoria cui? A oricărui om. Pentru că Dumnezeu va aduce orice faptă la judecată. Și judecata aceasta se va face cu privire la tot ce este ascuns. Fie bine, fie rău. În Iov 12:22 spune că Dumnezeu scoate la lumină umbra morții. Vine vremea când Dumnezeu pune totul în evidență. Dumnezeu pune totul în lumină. De aceea, aș vrea să înțelegem că suntem chemați în această lume să ținem minte că păcatul va fi judecat. Și vreau să subliniez un al patrulea lucru. Deci mai întâi am văzut definiția păcatului. Păcatul ce înseamnă? Fără de lege. Fără legea lui Dumnezeu. Asta este definiția păcatului. Am văzut în al doilea rând că păcatul nerezolvat este păstrat. Am văzut în al treilea rând că păcatul va fi judecat. Și aș vrea să subliniez un al patrulea lucru și anume, păcatul va fi pedepsit. Păcatul va fi pedepsit. Deci Biblia în 2 Corinteni, capitolul 5, versetul 21. Pe cel care n-a făcut niciun păcat, Dumnezeu l-a făcut
păcat pentru noi, pentru ca noi să fim neprihănirea lui Dumnezeu în El. Cine este acesta? Hristos, Domnul, care a coborât în istoria noastră și și-a asumat păcatul meu, păcatul dumneavoastră. Și datorită acestui fapt, El a devenit păcat pentru noi. Și acum ascultați-vă. Dacă Hristos a luat păcatul nostru, care a fost așa de mult, între păcatul nostru, între noi și Fiul Său, pe cine a ales Dumnezeu să lovească? Pentru că păcatul va fi pedepsit. Dumnezeu a ales să lovească în Fiul Său. Nu uitați în seara asta. Că dacă Fiul Său, Hristos Domnul, a acceptat să-și asume păcatul nostru, Dumnezeu a lovit în El. Dacă noi nu ne lăsăm de păcat, credeți că Dumnezeu nu va lovi și noi? De aceea aș vrea ca Dumnezeu să ne binecuvânteze. Aș vrea ca Dumnezeu să se atingă de noi. Aș vrea ca Dumnezeu să ne umple cu Duhul Sfânt. Și să venim cu păcatele noastre la El. Și spune de ce cântare. Așa cum sunt la tine, vin. Putere? N-am. Tu-mi fii sprijin. Mă spală în sângele divin. Ah, mielule. Eu vin. Tu vii în seara asta? Poate te afli la balcon. Domnul te cheamă și pe tine. Dumnezeu ne cheamă pe toți. Poate urmărești pe internet. Dumnezeu te cheamă și pe tine. Dumnezeu este Cel care ne iubește pe fiecare în parte. Dragii mei ascultători, aș vrea ca Dumnezeu să se atingă de viețile noastre. Și Domnul să ne binecuvânteze. Am un verset care mă impresionează. În Iov, capitolul 24 și versetul 1. Iov, în durerea lui, spune: Doamne, de ce nu păstrezi Tu vremurile de judecată? Asta era în dreptul lui. Întrebarea asta are două faze. Prima parte, Doamne. Și a doua parte, oare de ce nu văd cei ce-L cunosc zilele lui de pedeapsă? Frate, soră, oricine fi, tu care-L cunoști pe Domnul, de ce nu păstrezi zilele de pedeapsă? De ce nu le iei în serios? Pentru că Dumnezeu nu glumește. Dumnezeu nu se joacă. Dumnezeu se da și amin. Binecuvântat să fie numele Lui. Aș dori în această dupămasă ca Domnul să ne umple cu Duhul Său cel Sfânt. Amin. Și să ne ajute, oameni buni, să punem capăt păcatele noastre. Asta a spus Danielul lui împărat. Cartea Daniel, capitolul 4, versetul 27. Ce spune? Pune capăt păcatele tale. Haideți în seara asta să punem punct păcatelor noastre. Și să ne decidem din toată inima pentru Dumnezeu. Pentru că Dumnezeu este Cel care se îndură de noi. Vreau să vă spun ceva. Dumnezeu iartă păcatul. Dar ascultați, aș vrea asta dacă puteți și dacă aș putea scrie cu litere de foc în sufletul fiecăruia, și într-a mea, și într-a fiecare dintre noi. Dumnezeu iartă păcatul, dar niciodată Dumnezeu nu iartă intenția de a păcătui. Aș vrea ca Domnul să ne ajute să ne descotorosim de păcatele noastre. Am avut foarte mulți oameni care au impresia că în ziua judecății Creatorul va face un act de mărinimie și va ierta. Nu, dragi mei, fals. Aici trebuie să ne rezolvăm totul. Nu înseamnă că dacă nu pedepsește îndată, puțin îi pasă de nelegiuire. Spune și în Eclesiastul 11, spune și în Cartea Iov, capitolul 35 și versetul 15. Nu înseamnă că dacă nu pedepsește imediat, nu înseamnă că nu îi pasă de nelegiuire. Ochii Domnului sunt așa de curați, Habacucul 1 cu 13, că nu pot să vadă răul, nu pot să privească nelegiuirea. Aș vrea ca Domnul să ne binecuvânteze. Și vreau să vă spun ceva. Și cu asta vreau să închei. Dintre toți care ne aflăm aici, și în sală, și la balcon, nimeni dintre noi în seara asta nu este exclus de la harul lui Dumnezeu. Amin. Dumnezeu mai are har pentru fiecare. Dar condiția este să ne întoarcem. Doamne ajută-ne. Amin. Amin. Dacă cineva nu are Biblie, la final puteți să veniți la mine și vă ofer această Biblie, evident, fără bani, în numele Domnului Hristos. Domnul să-L binecuvânteze. E fără 9 minute. Hai, Janina, mai auzi pe Domnul comentare. Și frate, cu două cântări și apoi facem încheierea. Amin. Thank you.
Mai o groază-n mare.
soarele s-a întunecat, luna sânge s-a schimbat, lumea cu cea se va strânge și de groază toți vă plânge. Groază toți vă plânge. În vara lui Iosafat totul va fi judecat, judecată grea și dreaptă fiecărui după fapte. Să-mi îngrie vreodată obrazul încălcristat.
se prea iubi. În chinuri și în suspine, la toți le-a fost rușine să vină lângă mine, tu singur n-ai venit. În chinuri și în suspine, la toți le-a fost rușine să vină lângă mine, tu singur n-ai venit. Voi despoarte de tine, lui Iisus.